Salut și bine ai venit la un nou clip pe canalul Trips on Budget. Astăzi mă aflu în Domodossola, în Italia, la Poalele Alpilor Italieni. Și voi merge cu trenul regional spre Milano. Haideți să mergem! Avem și ruta de astăzi. Plecăm din nordul Italiei, de la granița cu Elveția, la Poalele Munților Alpi și o vom lua spre sud, spre Milano. Va fi o rută destul de interesantă, aproximativ 121 de kilometri, vom face 2 ore și 14 minute, iar biletul va costa 10,80 euro. Ruta va fi interesantă pentru că vom avea la început peisaje faine de munte și după aceea vom merge pe malul lacului Maggiore, aproape jumătate din distanța lui. Și va fi foarte frumos și după aceea va continua ruta spre Milano. Trenul este destul de lung, vedem că sunt vagoane normale de regional. Cred că sunt la vreo 8-9 vagoane, foarte lungă trenul. De fapt, traseul de astăzi este interesant, cum am spus, datorită a ceea ce vom vedea. Trenul este unul destul de simplu, un regional normal, dar vedem și putem compara cum e cu România, care e diferența și, de fapt, care e plus valoarea pe care o are acest tren regional față de trenurile din România. Ca un spoiler, pot spune, este viteza de deplasare. Totuși, 121 de kilometri făcuți în 2 ore și 14 minute și vom avea destul de multe opriri, mi se pare destul de bine. Între Domodossola și Milano, acest tren este cel mai lent. Există opțiuni mai rapide de regional și există și opțiune de Eurocity, tren elvețian, dar care este mult, mult mai scump, dar cred că face sub o oră, dacă nu mă înșel. Și cam așa arată clasa a doua, așa arată un tren regional din Italia. Este curat, nu-i cine știe ce modern sau ceva, e normal. Scaunele sunt, na, ca de regional. Trenul e gol, adică am fost singur aici în zonă și destul de mult timp. Pe parcurs s-a mai umplut puțin, dar nu foarte mult. Ce aș mai vrea să menționez, deși trenul are prize, nu au funcționat în acest vagon și nici în vagonul de lângă, din păcate. Și pornim la drum, plecăm din Domodossola cu o întârziere de 5 minute. Putem să auzim, se aude că este un zgomot destul de mare în vagon, vagonul e destul de zgomotos, deși viteza nu este foarte mare. Alt lucru pe care vreau să-l menționez e faptul că toaletele erau închise. Am verificat și la acest vagon, și la vagonul de lângă, și la celălalt vagon, și tot așa toaletele au fost închise. Pe parcursul rutei, după jumătatea rutei, au fost deschise de către șefa de tren, dar totuși un minus că nu au fost deschise de la început. În continuare voi dori să savurez ruta și peisajele uitându-mă pe geam. Asta e un lucru care îmi place foarte mult și vă las și pe voi să savurați împreună cu mine. Enjoy!
Am reușit să ajung și la baie, a fost deschisă după jumătatea drumului și după cum se vede, condițiile nu sunt foarte bune. Era puțin curat, dar nu era o toaletă foarte ok. După ce am trecut de lacul Maggiore, a început să se întunece fiind iarnă și am preferat să nu mai filmez. Deja eram la aproximativ o oră de Milano și am acumulat și vreo 15-20 de minute de întârziere. Și ne apropiem să intrăm în gara Milano-Porta Garibaldi, care este destinația noastră astăzi. Ca o concluzie despre această călătorie, peisajul este frumos, este pitoresc, prima dată avem munții, Alpi, după aceea lacul Maggiore. Ca și condiții de călătorie, vagonul pot spun că era curat, baia nu era curată, asemănător cu trenurile regionale din România, pot spune. Ca și plus, pot spune, față de România la regionale, este viteza, totuși, chiar și cu întârziere, în 2 ore jumate am mai făcut 120 de kilometri. Ca și minus, aș adăuga și prețul de 11,90 €, destul de mare. Cam asta a fost călătoria cu trenul regional în Italia, sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!